Bună ziua tuturor, tuturor ascultătorilor. De cât timp sunteți în Parlament, domnule Orțan? Sunt la primul mandat. Mult înainte. Dar, întrebare, v-ați făcut remarcat cu această declarație care, pe care în primul rând aș vrea să vă întreb dacă o mai susțineți și mă refer la aceea că dacă acesta asimptomatic stă cu mintea acasă cu masca pe botic. O susțin cu toată puterea. Este o mare discuție în jurul asimptomaticilor. Este foarte adevărat că în urmă cu 4-5 zile Universitatea Yale a scos respectivul studiu despre care făcea vorbire doctorul Arafat. În schimb, Organizația Mondială a Sănătății pe data de 10 iunie a făcut două declarații consecutive. Una că asimptomaticul nu răspândește și una că asimptomaticul răspândește în măsură foarte mică. Nu vi se pare că suntem într-o zonă și noi și medicii în acest context epidemiologii, oarecum de, cum să spun eu, n-avem foarte multe date, lucrurile nu sunt foarte clare și atunci declarația dumneavoastră, citez, atenție, stați puțin că vreau și eu să-l lămuresc, dacă acesta asimptomatic stă cu mintea acasă cu mască pe botic, trec peste faptul că termenul în sine, știți că eu știu că animalele au botic și oamenii n-au. Ok, sunt medic și poate câteodată mă exprim mai colorat. Nu-i problema, că este și noi ne exprimăm colorat, dar sensul mi se pare că este neverosimil, domnule senator, în condițiile în care noastră aveți așteptarea, dacă mă lăsați să-mi duc întrebarea până la capăt, aveți așteptarea cu experiența dumneavoastră, văzând țara așa cum e, văzând experiența și la nivel european ca asimptomaticul să stea în casă, să-și dea cu clor în cadă, pe bune? Pe bune, suntem singura țară din Europa care deci internăm asimptomaticii. Deci asta aveți în mod real această așteptare? Sigur că da. Atunci sunteți mai idealist decât mă așteptam, să știți. Știu sigur că 70% din concetățenii mei sunt foarte responsabili. Care 70% din concetățenii noastre de la Brașov? Că am văzut că sunteți parlamentar de Brașov. Ați văzut ce e la Brașov? Nu neapărat. Păi eu vă întreb, de unde aveți 70%? Este principalul județ cu cea mai mare problemă. 70% dintre concetățenii dumneavoastră vă referiți la nivel național, intuiesc. Da, 70% dintre concetățenii mei sunt foarte... Aveți un studiu care să arate că 70% dintre români sunt responsabili în relația lor personală cu purtatul măștii, statul în casă că sunt suspecți sau infectați sau asimptomatici? Cred în continuare că cei 70% care merg dimineața la serviciu și au ocupații productive sunt extrem de responsabili. Da, eu cred asta despre români. La ce imagini vă uitați? Că eu trăiesc aceeași realitate cu a dumneavoastră. Sunt un om care a urmărit foarte aproape 10 ani am de parlament, deci știu exact cum se întâmplă lucrurile în parlament și mi-aduc aminte de un parlamentar, nu contează culoarea politică, PNL, ca să fim, care a venit irresponsabil în parlament într-un moment de început al pandemiei. După care am văzut zeci de imagini în fiecare zi pe care noi le difuzăm aici la Gândul Live, cu oameni care sunt departe de ideea de responsabilitate și dumneavoastră mă faceți să cred, sau vreți ca eu să cred, să-mi pun viața și viața părinților mei și a copilului meu în mâna unor posibil responsabili? Deci în fiecare zi vedem aceleași imagini din toată Europa. Dar în fiecare dimineață când România. Mă duc la România. România e o țară atipică și știți asta, vă rog. Nu vedem aceleași imagini de oameni fără măști. Care se promovați asta? În spațiu, care se promovează senator, în spațiu public. Promovați asta? Promovați ce au făcut colegii mei de la PSD în Șaurmărie ca să ne înțelegem în care tabere lucrăm. Că dacă lucrăm în tabere diferite, Doamne atunci ferește. Nu. Doamne păi ferește. Atunci... Nu vă bazați pe inteligența nativă a unor oameni, că ea uneori nu există, cum să spun eu, lipsește cu desăvârșire și știți asta. România este o țară paradoxală, pentru că altfel nici dumneavoastră n-ați fi mers apoi spunând cel care nu respectă această generozitate, atenție, de a nu traumatiza psihic un pacient, consider soluția din Spania, amenzi și chiar condamnări la închisoare și sunt perfect de acord cu acest lucru. Da, așa au procedat spaniolii. Ok, au proces... Deci, repet, suntem singura țară din Europa în care internăm forțat asimptomatici, bolnavi, purtători, sănătoși. Care fără nu pot fi gestionați fără în realitate, domnule Orțan, ieșiți din zona de naivitate. Alegerile sunt 27 septembrie, nu astăzi. Astăzi trebuie să vă asumați că dacă lucrurile o iau pe o pantă complicată, este și vina oamenilor politici care s-au jucat electoral cu sănătatea acestei țări. Dacă nu vă spune nimeni direct, vă spun eu. Bine, e în regulă. Bogdan Pavel, vă rog. Dacă îmi permiteți, domnule senator, v-a vorbit domnul Raed Arafat de acela simptomatic care a plecat acasă și a fost dus în stare foarte gravă la spital.
V-ați schimba părerea după ce ați ascultat acest caz? Domnule Pavel, bine am reținut. Da, ați zis, perfect. Domnule Pavel, vă rog. În acest moment nu avem niciun medicament care să influențeze evoluția spre formă gravă a COVID-ului. Păi iată-i pe ăștia de care vorbea Raed Arafat. Nu avem niciun medicament, lăsați-mă să vorbesc. Păi vă rog. Lăsați-mă să vorbesc. Vă ascultăm. Starea clinică a celor pacienți s-ar fi înrăutățit și acasă și în spital. Dar era sub supraveghere medicală, asta vă transmit. Păi asta trebuie să legiferăm. Asta vă cerem și noi. Asta trebuie să legiferăm și noi. Asta trebuie să legiferăm, dar nu... Nu se poate să treceți dintr-o extremă în alta, că nu merg lucrurile păi așa. Păi nu trec dintr-o extremă în alta. Supraveghere medicală nu înseamnă neapărat arest într-un spital. Dar nu este niciun arest. Omul ăla a plecat pe stradă, cum spuneați dumneavoastră, avea formă ușoară, omul ăla a împrăștiat-o pe drum, a dat și altuia, are un alt contact. Și haideți să vă mai spun un lucru. Câți dintre cei care spuneți dumneavoastră că stau cu minții acasă, au clor să dea cu el în baie? Câți? Dar poate le cumpărăm noi. Dar poate îl beau, cine să-l cumpere, domnul senator? Este mult mai ieftin să cumpărăm clor decât să ținem păi oamenii cine-l cumpără? Cine-l cumpără că ăla trebuie să stea cu minte în casă, după cum spuneți dumneavoastră? Eu? Și să vă mai spun ceva. În Spania, inclusiv în spațiu exterior, este obligatoriu, cel puțin în Catalonia, trebuie să purtăm mască. Despre asta e vorba. Păi și atunci dumneavoastră vă contraziceți acum. Îmi pare rău cu că vă spun asta. Păi dacă îl trimitem acasă din spital și în spital acasă, omul ăla se simte rău și are nevoie de echipă medicală. Cât timp el a fost în spital și era sub supraveghere, haideți să-l punem să plătească și motorina și oamenii care s-au dus la el acasă să-l ia și și-au pus viața în pericol, că au trebuit să-l resusciteze. La asta ne gândim când facem o lege? Nu vorbim doar de coronavirus în momentul ăsta. Poate vorbim de o altă maladie mult mai gravă. Atunci ce vom face? Cred că în momentul ăsta vorbim exclusiv despre coronavirus. Nu că legea este o lege cadru pe care o faceți dumneavoastră acum. Noi doi vorbim acum despre coronavirus. Păi nu, dar legea pe care dumneavoastră trebuie să o faceți se aplică coronavirusului, dar se va aplica tuturor maladiilor. Ce legătură are asta cu înrăutățirea clinică a unui bolnav? Păi nu, eu vă spun, omul ăla a plecat de bună voie pentru că legea îi permite. Da, în momentul ăsta... Omul acela a plecat de bună voie pentru că nu avem lege de 4 luni. Păi dacă medicul îi spune, stai mă omule aici ca să fii bine, să fii sănătos, nu te du acasă că poate mori. Și ăla pleacă, că nu știe. Nu este medic. Medicul ce să facă, să-l aresteze? Dar nu-l arestează, îl ține și îl tratează, îl ține sub supraveghere. Asta vă transmit. Dumneavoastră vă lăsați orice pacient să plece de lângă? Serios acum? Dacă pacientul semnează pentru asta, nu ai dreptul. Da, nu amintează, domnul ăsta, diferența este că un bolnav de cancer, iertați-mă, un bolnav de cancer când este pe stradă și asumă că nu vrea să facă niciun tratament, cunosc oameni care au murit nedorind să facă tratament și au asumat, au mers pe ultimul drum frumos, liniștit, dar oamenii ăia nu îmbolnăvesc alți oameni, domnul ăsta. Din cauza acestui vid legislativ nu îi putem constrânge să stea în casă. Vid legislativ pe care l-ați speculat împreună cu avocatul poporului și Curtea Constituțională. Iar acum domnul Ciolacu face un balet. Ăsta se numește, ăsta e termenul. E un balet cu sens electoral, pornind de la presiunea de la filiale, că mai știm și noi ce se întâmplă în interiorul PSD. Iar în acest moment oamenii se uită și o să spună păi de ce să fac eu, de ce să rămân în spital când nu am de ce? Și atunci de-aia crește numărul. Știți care este numărul? Că tocmai ce a venit. 637 de noi cazuri de infectare, domnul Orțan. Copii aveți? Poftiți. Copii aveți? Nepoți aveți? Da, sigur. Nu, sunteți și dumneavoastră un om care e preocupat de propria sănătate, nu? Da, sigur că de-aia da. Votul dumneavoastră, domnule Orțan, votul dumneavoastră contează. Mesajul dumneavoastră cu botic sau fără botic contează. Mesajul meu este că măsurile trebuie luate gradual și empatic.